Bună ziua tuturor! Bine ați venit la Eurocor, Institutul European de Cursuri prin Corespondență. Lecția 3, partea 1. Să începem noua lecție cu învățarea câtorva cuvinte noi. Il professore. Profesorul. L'ingegnere. Inginerul. La penna. Stiloul, penița. La camera. Camera. La cucina. Bucătăria. L'ufficio. Biroul. Il negozio. Magazinul. L'impiegato. Funzionarul. Il mercato. Piața. Il bagno. Baia. Ați reușit să învățați noile cuvinte? Pentru a o verifica, traduceți următoarele cuvinte în limba italiană. O cameră. Una camera. O baie. Un bagno. Un profesor. Un professore. Un stilou. Una penna. Un birou. Un ufficio. Un magazin. Un negozio. O piață. Un mercato. Un funcționar. Un impiegato. O bucătărie. Una cucina. Un inginer. Un ingegnere. Acum să învățăm câteva cuvinte interrogative. Chi e? Cine e? Cine este? E Maria. E Maria. E il professore. Este profesorul. E l'impiegato. Este funcționarul. Chi sono? Cine sunt? Sono Maria e Sofia. Sunt Maria și Sofia. Sono gli ingegneri. Sunt ingineri. Sono le ragazze. Sunt fetele. Să încercăm acum să traducem în limba italiană. Cine e? Chi e? Este mama. E la mamma. Este o doamnă. E una signora. Este un băiețel. E un piccolo ragazzo. Cine sunt? Chi sono? Sunt mătușile. Sono le zie. Sunt fii și fiicele. Sono i figli e le figlie. Sunt profesorii și funcționarii. Sono i professori e gli impiegati. Ascultați următoarele propoziții din limba italiană și traducerea lor. Che cosa è? Ce este? È un ufficio. Este un birou. È la penna. Este stiloul. È il bagno. Este baia. Che cosa sono? Ce sunt? Sono le camere. Sunt camerele. Sono gli autobus. Sunt autobuzele. Sono i biglietti. Sunt biletele. Urmează un nou exercițiu de traducere. Ce sunt? Che cosa sono? Sunt camerele, bucătăria și baia. Sono le camere, la cucina e il bagno. Sunt cărțile, caietele și stilourile. Sono i libri, i quaderni e le penne. Sunt birourile. Sono gli uffici. Ce este? Che cosa è? E o piață. È un mercato. E un magazin. È un negozio. Cine sunt? Chi sono? Sunt profesori. Sono i professori. Sunt funzionari. Sono gli impiegati. Cine e? Chi è? Este un student. È uno studente. Este inginerul. È l'ingegnere.
Ascultați și repetați următoarele propoziții. Com'è la camera? Cum este camera? La camera è piccola. Camera este mică. Com'è il professore? Cum este profesorul? Il professore è gentile. Profesorul este amabil. Come sono le cucine? Cum sunt bucătăriile? Le cucine sono vecchie. Bucătăriile sunt vechi. Come sono gli impiegati? Cum sunt funcționarii? Gli impiegati sono giovani. Funcționarii sunt tineri. Com'è il mercato? Cum este piața? Il mercato è piccolo. Piața este mică. Come sono gli amici? Cum sunt prietenii? Gli amici sono gentili e giovani. Prietenii sunt amabili și tineri. Com'è la città? Cum este orașul? La città è vecchia. Orașul este vechi. Acum vom învăța să formulăm întrebări fără interrogative și vom răspunde la acestea cu propoziții afirmative și negative. È un uomo? Este un om? Sì, è un uomo. Da, este un om. No, non è un uomo. Nu, nu este un om. Sono le donne? Sunt femeile? Sì, sono le donne. Da, sunt femeile. No, non sono le donne, sono le ragazze. Nu, nu sunt femeile, sunt fetele. E il negozio? Este magazinul? Sì, è il negozio. Da, este magazinul. No, non è il negozio, è il mercato. Nu, nu este magazinul, este piața. Sono i libri? Sunt cărțile? Sì, sono i libri. Da, sunt cărțile. No, non sono i libri, sono i quaderni. Nu, nu sunt cărțile, sunt caietele. E gentile l'ingegnere? Este amabil inginerul? No, l'ingegnere non è gentile. Nu, inginerul nu este amabil. Gli impiegati sono giovani? Funzionarii sunt tineri? Sì, gli impiegati sono giovani. Da, funzionarii sunt tineri. È una città vecchia? Este un oraș vechi? No, non è una città vecchia. Nu, nu este un oraș vechi. I ragazzi sono piccoli? Băieții sunt mici? Sì, i ragazzi sono piccoli. Da, băieții sunt mici. Exersați formularea întrebărilor ce răspunsurile afirmative și negative. Ascultați și repetați. Sono gentili i ragazzi? Băieții sunt amabili? Sì, i ragazzi sono gentili. Da, băieții sunt amabili. E vecchia la signora? Doamna este bătrână? No, la signora non è vecchia. Nu, doamna nu este bătrână. E piccolo il negozio? Magazinul este mic? Sì, il negozio è piccolo. Da, magazinul este mic. Chi è giovane? Cine este tânăr? Maria e Sofia sono giovani. Maria și Sofia sunt tinere. Gli impiegati sono gentili? Funzionarii sunt amabili? No, gli impiegati non sono gentili. Nu, funzionarii nu sunt amabili. Lei è piccola? Ea este mică? Sì, lei è piccola. Da, ea este mică.
Acum traduceți următoarele propoziții în italiană. Ce este? Che cosa è? Cum sunt bărbații? Come sono gli uomini? Bărbații sunt amabili. Gli uomini sono gentili. Cine sunt? Chi sono? Cum sunt camerele? Come sono le camere? Autobuzele sunt mici? Sono piccoli gli autobus? Nu, autobuzele nu sunt mici. Mașinile sunt mici. No, gli autobus non sono piccoli. Le macchine sono piccole. Cum este stiloul? Com'è la penna? Inginerii sunt tineri? Sono giovani gli ingegneri? Da, ei sunt tineri. Sì, loro sono giovani. Cum este bucătăria? Com'è la cucina? Cine e? Chi è? Este amabil profesorul? E gentile il professore? Da, profesorul este amabil. Sì, il professore è gentile. Ce sunt? Che cosa sono? Sunt caietele și cărțile. Sono i quaderni e i libri. Hotelul este mic? L'albergo è piccolo? Nu, hotelul nu este mic. No, l'albergo non è piccolo. Este un oraș vechi? È una città vecchia? Da, este un oraș vechi. Sì, è una città vecchia. Lecția 3, partea a doua. Ca și până acum, începem partea a doua lecției cu câteva cuvinte noi. Il vino. Vinul. Il vestito. Îmbrăcămintea, haina, rochia. La lana. Lână. Il chilo. Kilogramul. Il cotone. Bumbacul. La bottiglia. Sticla. Il legno. Lemnul. La tavola. Masa. Il pomodoro. Roșia. Bucarest. București. Roma. Roma. Traduceți cuvintele în italiană și puneți înaintea lor și articolul nehotărât. O masă. Una tavola. O roșie. Un pomodoro. O sticlă. Una bottiglia. București. Bucarest. O lână. Una lana. Un kilogram. Un chilo. Un lemn. Un legno. Roma. Roma. O haină. Un vestito. Un vin. Un vino. Un bumbac. Un cotone. Să formăm propoziții cu cuvintele învățate. Che cosa comprano gli studenti? Ce cumpără studenții? Gli studenti comprano una bottiglia di vino. Studenții cumpără o sticlă de vin. Chi guarda un vestito di lana? Cine privește o rochie de rână? Le donne guardano un vestito di lana? Femeile privesc o rochie de lână? Di che cosa è la tavola? Din ce este masa? La tavola è di legno. Masa este din lemn. Chi sono Anna e Sofia?
Cine sunt Anna și Sofia? Anna e Sofia sono le zie di Maria. Anna și Sofia sunt mătușile Mariei. Ascultați și repetați. Un piccolo ragazzo compra un chilo di pomodori. Un băiețel cumpără un kilogram de roșii. La mamma di Anna è gentile. Mama Anei este amabilă. I professori di Maria e Sofia sono giovani? Profesorii Mariei și Sofiei sunt tineri. Chi è Marco? Cine este Marc? Marco è ingegnere. Marc este inginer. Gli amici comprano una bottiglia d'acqua. Prietenii cumpără o sticlă de apă. Di che cosa è il vestito? Din ce este haina? Il vestito è di cotone. Haina este din bumbac. È vecchio il babbo di Cristina? Tatăl Cristina este bătrân? No, il babbo di Cristina non è vecchio, è giovane. Nu, tatăl Cristinei nu este bătrân, este tânăr. În continuare, iată conjugarea verbului essere. A fi, care este un verb neregulat. Io sono. Eu sunt. Tu sei. Tu ești. Lui e. El este. Lei e. Ea este. Lei e. Dumneavoastră sunteți. Noi siamo. Noi suntem. Voi siete. Voi sunteți. Loro sono. Ei, ele sunt. Voi siete. Dumneavoastră sunteți. Ascultați și repetați. Io sono di Bucarest, e tu? Eu sunt din București, și tu? Io sono di Roma, ma amo Bucarest. Eu sunt din Roma, dar iubesc Bucureștiul. Sei ingegnere? Ești inginer? No, non sono ingegnere, sono impiegato. Nu, nu sunt inginer, sunt funcționar. Siete vecchi? Sunteți bătrâni? No, siamo giovani. Nu, suntem tineri. Lei è gentile, signora. Dumneavoastră sunteți amabilă, doamnă. Lei non è vecchio, signore. Dumneavoastră nu sunteți bătrân, domnule. Come sei? Sono piccola. Cum ești? Sunt mică. Come è lei? Dumneavoastră cum sunteți? Sono vecchio, ma gentile. Sunt bătrân, dar amabil. Formulați întrebări la următoarele propoziții. Roma nu este un oraș mic. Roma non è una città piccola. Cum este Roma? Com'è? Com'è Roma? Voi sunteți tineri și amabili. Voi siete giovani e gentili. Cum sunteți? Come siete? Anna și Sofia sunt ingineri. Anna e Sofia sono ingegneri. Cine sunt Anna și Sofia? Chi sono Anna e Sofia? Tata cumpără o sticlă de vin și mama cumpără o sticlă de apă. Il babbo compra una bottiglia di vino e la mamma compra una bottiglia d'acqua. Ce cumpără mama și tata?
Che cosa comprano il babbo e la mamma? Hainele sunt din bumbac și din lână. I vestiti sono di cotone e di lana. Din ce sunt hainele? Di che cosa sono i vestiti? La o întrebare puteți formula mai multe feluri de întrebări. De exemplu, la tavola è di legno. Masa este din lemn. Di che cosa è la tavola? Din ce este masa? È di legno la tavola? Este din lemn masa? Che cosa è di legno? Ce este din lemn? În continuare urmează un exercițiu de traducere. Cum sunt baia și bucătăria? Come sono il bagno e la cucina? Baia și bucătăria nu sunt mici. Il bagno e la cucina non sono piccoli. A cui este casa? Di chi è la casa? Casa este a Sofiei. La casa è di Sofia. Dumneavoastră sunteți amabil, domnule, dar el nu este amabil. Lei è gentile, signore, ma lui non è gentile. Cine ești? Chi sei? Sunt funcționar. Sono impiegato. Din ce este haina? Di che cosa è il vestito? Haina este din bumbac. Il vestito è di cotone. Sunteți cu studenții? Siete con gli studenti? Nu, nu suntem cu studenții, suntem cu fata. No, non siamo con gli studenti, siamo con la ragazza. Cine sunteți? Suntem studenți. Chi siete? Siamo studenti. Cum sunt băieții? Ei sunt mici. Come sono i ragazzi? Loro sono piccoli. Ce cumpără profesorii? Ei cumpără cărțile. Che cosa comprano i professori? Loro comprano i libri. Dumneavoastră sunteți funcționar? Nu, sunt inginer. Lei è impiegato? No, ingegnere. Cum sunt baia și bucătăria? Sunt mici. Come sono il bagno e la cucina? Sono piccoli. La ce vă uitați? Ne uităm la mașini. Che cosa guardate? Guardiamo le macchine. Dumneavoastră vizitați bisericile? Nu. Nu vizitam bisericile, vizitam muzeele. Voi vizitate le chiese? No, non vizitiamo le chiese, vizitiamo i musei. Ce este? Este o sticlă de apă. Che cosa è? È una bottiglia d'acqua. Este un birou? Nu, nu este un birou, e un magazin. È un ufficio? No, non è un ufficio, è un negozio. Dumneavoastră sunteți din Roma, domnule? Da, sunt din Roma. Lei è di Roma? Sì, sono di Roma. Din ce sunt hainele? Sunt din lână și din bumbac. Di che cosa sono i vestiti? Sono di lana e di cotone. Maria este fica Sofiei? Nu, este fica Anei. Maria è la figlia di Sofia? No, lei è la figlia di Anna. Ce cumperi? Cumpăr un kilogram de roșii. Che cosa compri? Compro un chilo di pomodori. Cum sunt prietenii? Sunt tineri și amabili. Come sono gli amici? Sono giovani e gentili.
Cine sunteți dumneavoastră, domnilor? Suntem profesori. Chi siete voi, signori? Siamo profesori. Ce sunt? Sunt stilourile Mariei. Che cosa sono? Sono le penne di Maria. Cum sunt bărbații? Bărbații sunt amabili. Come sono gli uomini? Gli uomini sono gentili. În încheierea lecției urmează un mic exercițiu fonetic. Ascultați cu atenție cuvintele grupate după modul de pronunțare. Că mercato, chilo, che cosa, come, chi, cucina, gno, bagno, ingegnere, signore, signora, z, chiesa, che cosa? Museo. C. Cucina. Città. Ufficio. Amici. L. Bottiglia. Figlio. Biglietto. Famiglia. U. Uomo, quaderno, uomini.